Un pastor baptist s-a sinucis după ce a fost descoperit de poliție că a abuzat sexual un copil de 12 ani. Un pastor baptist din Tennessee, Statele Unite, cunoscut pentru implicarea sa în reabilitarea pastorilor implicați în păcate sexuale, a ales să-și ia viața la doar câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie, când autoritățile au confirmat decesul lui David Mark Baker în vârstă de 57 de ani. Cu doar o zi înainte, pastorul fusese arestat în urma unei acuzații grave de abuz sexual asupra unui copil de 12 ani, conform unui raport realizat de Fox Nashville. Baker, care era căsătorit și servise ca pastor principal al Bisericii Baptiste Family din Columbia, Tennessee, a fost acuzat de agresiune sexuală agravată. Potrivit unui document depus în instanță, care ar fi comis agresiunea între anii 2013 și 2015, în timpul căruia ar fi atins sănii copiilor pe sub haine. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz, însă reprezentanții departamentului șerifului a refuzat să ofere mai multe detalii, invocând faptul că investigațiile sunt în curs de desfășurare. În urma arestării sale din data de 10 septembrie, Becker a fost eliberat pe cauțiune în dimineața zilei de 11 septembrie, după ce a plătit o sumă de 200.000 de dolari. Documentele judiciare arată că el a fost reținut în jurul 16.40 și eliberat din închisoare în jurul 3 dimineața. În ciuda eliberării sale, condițiile cauțiunii nu au fost disponibile atunci când publicația The Royce Report a contactat biroul șerifului. Cu toate acestea să știe că în cazurile de abuz sexual, condițiile eliberării pe cauțiune includ în general interdicția de a deține arme sau de a se apropia de victimă. În mod tragic, în aceea zi în care a fost eliberat, Baker a mers la Maury Regional Medical Center, unde și-a pus capăt zilelor într-o baie publică folosindu-se de o armă. Într-o declarație emisă de centrul medical și obținută de Fox 17 Nashville, se menționează că un cod de urgență, cod argintiu, a fost activat în jurul orei 12.45 la aproximativ 12 ore după eliberarea lui Baker. Un cod argintiu este emis atunci când există o descărcare de armă de foc sau atunci când o persoană este confirmată sau suspectată de a deține o armă pe proprietate. Conform raportului emis de centrul medical, Baker a intrat într-o toaletă publică unde s-a împușcat de două ori în piept, provocându-și răni fatale. Personalul medical a intervenit rapid, aplicând măsuri de salvare, însă Baker nu a putut fi resuscitat, piesându-și viața din cauza rănilor grave. Relatează newsnetcreștin.ro.